De ce sunt românii atât de pasionați de imobiliare? Este o întrebare. Eu încerc să înțeleg chestia asta de ani de zile. Chiar încerc să o aprofundez și să o înțeleg. Pentru că prin ceea ce fac am avut proiecte în toate țările, aproape în toate țările vestice și centrale ale Europei, unde am stat cu săptămânile sau chiar cu lunile. Și acolo am ajuns să te prietenești cu diversi oameni, colegi, colaboratori, oameni cu care lucrezi. Și ajuns să ai niște intimități mai aparte pe lângă cele de muncă și întrebi când iei seara în oraș sau la masă sau whatever. Cum vedeți voi investițiile la voi în țară? Cum sunt imobiliarele? De ce oamenii nu sunt atât de pasionați de a cumpăra pereți pentru a-i folosi ca investiție? Invest imobiliarele sunt efectiv niște obiecte cu care oamenii își acoperă nevoile primare. Prima treapta piramidei lui Maslow. Adică efectiv le cumpără să le folosească ca pe o mașină, ca pe un televizor, ca pe o farfurie, ca pe orice lucru care îți acoperă o nevoie. Nu sunt niște instrumente financiare de investit. Nu cum se întâmplă la noi în țară. Și în România stau și caut ca nebunul în datele statistice pe care le avem și văd că joburile în imobiliare, posturi în imobiliare, nu în construcții, doar în imobiliare, au crescut în ultimii 10 ani de 3 ori. Deci numărul de specialiști în imobiliare, agenții, whatever, orice altfel de specialiști în imobiliare, cumulat așa, a crescut de 3 ori în ultimii 10 ani. Deci dacă a crescut de 3 ori, înseamnă că se văd multe imobiliare, se închiriază multe. Asta este, așa înțeleg eu. În condițiile în care populația României în ultimii 10 ani a scăzut cu 10%. Ok? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Bine, o să ziceți, ok, dar și numărul de proprietăți a crescut. Da, este corect. Dar cu toate astea, de ce am face tranzacțiile astea? La noi în România, peste 90% dintre oameni au locuința lor, nu trebuie să plătească chirie, chit că stau la părinți, la familie, la rude. Deci 90% stau sub niște pereți, proprietatea lor sau a familiei lor. De ce totuși cumpărăm lucrurile astea? Pentru a fi niște cărămizi sub fundul nostru care să ne asigure un viitor din niște chirii care nu mai sunt așa sigure. Pentru a considera că totuși imobiliarele or să crească suficient în timp încât marja de profit să fie mai mare decât în alte plasamente financiare. Eu nu înțeleg. Adică poate aveți un răspuns mai bun. Eu personal consider că românul nu are deocamdată niște cunoștințe și o educație financiară astfel încât să facă și alte tipuri de plasamente, cu excepția celor sigure pe care le vede el, adică cele imobiliare. Și românul nu este suficient de curajos încât să-și asume niște riscuri măcar medii, cum este de exemplu piața de capital. Adică imobiliarele nu sunt un risc mediu, sunt, cred că, primul prag de risc și este cel mic, că cu imobiliarul nu are ce se întâmple decât dacă vine, domnul pește, vreun cutremur sau vreo nebunie de genul ăsta. Și la final, construcțiile din România sunt niște tâmpenii. Nu sunt la fel ca cele din Turcia, într-adevăr, dar dacă comparăm cu rigorile din vest, nu sunt ce trebuie. Vă mulțumesc!